Tehorica lui Bicaș. Ne venim la urmă. Tehorica lor. Mamă! Tată! Hei, am venit! Bine ați venit! Bun găsit, Bade Ilarie! Unde sunt? S-a dus cu mumă ta la porumb. Nu știi pe tată tău? Ce dacă e răzbe? Ce, nu mai fost? Dar porumbul și el culege. Și hai, muiere, hai! Ba, că mumă ta au zis așa de acasă, că i-are un presimț. Nu, muiere nu prea ai tragere de inimă. Nu-i nimic, nu-i lua una mai tânără. O muiere în porumb, ori saltă coșul, ori saltă poalele. Ne, pune mâna pe coșă. Parcă se aude cineva venind. Se aude lenea, că dacă lenea și prostie ar dure, apoi trei sferturi din omenire ar umbla urlând pe uliță. Se aude. Orică, de ce te-ai slăbit așa cum îți stați asta? Îi șa de bine. Îl arată bărbat. Bine ai venit, fiule. Să rămână, tată. Îmi pare bine că te-ai putut ține de cuvânt. Nu nevasta cu ei fi mai îngăduitor. Iar pe domnul ofițer, mereți acasă, luați gâtul la găină și dați cep butoiul acela pe care l-am ascuns să nu-l beie păcătoși ăia. Și dumneata, tată? Dar, păi, nu, dragule. Porumbul Musa Ieculescu, că vă trebuie și vouă pe front și nouă acasă. Ce rămâne? Mă strădui să gata repede, hai. Duce-vă-ți. Fetelor, uitați-mi de Horică! Să trăiți, domnule sublocotenent! Domnul Major Badiu vă roagă dacă nu mai aveți nevoie de calul dânsului să îl înapoiați. Și să poftiți la o mică explicație cu dânsul. Cum, ăsta e calul domnului Major Badiu? Da. Mai pune. Pe dumneata ai mai fost, dragule, ți-ai beut porția. Dar e o menie, nu-i chef. Cheful o face numai după ce a lăsat dușmanul, arme de jos. Așa e. Trebuie să-mi cunosc plutonul, cum se spune, din mers. Zici că ești voluntar? Știți, eu am fost deținut politic. Soldat muntean. Eu singura politică pe care o duc în unitatea mea este dezdrobirea inamicului. Înseamnă că avem același program. Stai jos. Tu nu treci la masă? Nu, domnule sublocotenent. Nu vei? Mă iertați, nu beau. Ești cumva sectan? Nos. Domnul sublocotenent, avem un safir. Bine ați venit. Apropo, așa l-o faci. Ia să-i. Ia comandir. Razveci. Ce ce tași? Tu dă-l ordin criciat, period. Și tu ai strigat înainte? Maladie. Iura. Horia.
Попить, попить два мастера, Люб. Прошу вас. Пожалуйста. Каким? Здорово, Норок. И здорово, так как братья. И вы, ебать, как братья. А? Ты знаешь русский язык? О, я знаю по-русски из России. Первая большая война, которую раз на Лупцу крепалу и перед Ёшка. Ну, мам, дать призонер на вы. Я был плен у вас. Пал в плен. Чикан сал формат, это шамент, это волонтар, арделер, это шкат. Вот. Молодец. О, молодец. Хорошо. Здорово. Здорово. А? Буна? Ничего. Я люблю более крепко. О, есть у нас. Вот. Прошу вас. Товарищ лейтенант, осторожнее. О, Ринка, попробуй. Ну как? Слабоватый. Я вас предупреждал. Ёшкин, ты останешься сержантом. Я хочу стать маршалом. Эй, камфажу! Давай мне кураштым. Это ручья как дать? Să intri, nu de rușine? Nu. Am onoarea să mă prezint. Sublocotenent Horia Lazar. Ofițer activ. Ce vorbești, domne? Tu poți să-mi spui Horic. Domnule ofițer, pleacă de aici că țip. Sunt încredințat că acest țip va suna ca o sonă, sifonie. Pe-n bratul tău, făptuie necunoscută, căzută în versul lui Top Tipă. A marelui poet. Mai scurtează-ți mustața, tinere, că se înjenește elocința. Mie? Capra sa e în piatră, piatra în padul capră. Se crepe capul caprei care a văzut o făptură mai minunată. Hai, la revedere. Hai. Refuz. Lansați? Nu. Bă, pun pariu că era. Baga pe val. Dacă văd eu care-i bai. Intră! Să rămână, domnișoară. Bună seara. Eu mi stai găsul. Să iertați dacă au făcut vreo necuvință, dar e prea tânăr. Nu e învățat cu băutura. Pentru ce a făcut, a plătit. I-am tăiat mustața. E cam mult pentru cât pare că n-a făcut. Pare că? Hai cu tata. Capram, pastru, capram. Atentă la scări. Capre, capul. Domnule Slovani. Să-ți fac cunoștință cu fiica mea, Silvia, studentă la medicină, a venit pe front pentru practică. Dar că ne-am mai văzut. Domnul general, vă rog să-mi permite să mă retrag. Da, sigur. Dar parcă aveai mustață. Am cedut-o. Păcat, vă stătea atât de bine. Ați fost trimis într-o misiune de cercetare. Cum ați îndrăznit să o depășiți? Ascult. Domnule Mael, am onoarea să raportez. Napoleon Bonaparte, cine? Păi care se crede Napoleon, domnule, eu îi trimit la casa de nebuni. Nu le dau unitate pe mână. Te trec la partea sedentară. Ofițer de ață. Domnule Maior. Miroși ca un butoi, domnule ofițer. Ce cu tine, băiete, ți-e rău?
Domnule Maior, ieri, pentru prima oară în viața mea, eu am promis și mamei că niciodată n-am să... Dar nu știu cum s-a întâmplat și m-am îmbătat. Și acum simt cum se învârtesc cu mine și cerul și pământul. Sublocotane, Lazar, în caz de mahmurală, dregerea este echivalentul contraatacului. Apropo, am uitat să vă întreb. Calul meu a satisfăcut exigențele dumneavoastră? Domnule Maior, îmi dau seama că m-am nenorocit. La noapte, plutonul dumitale reintră în avangarda regimentului și trece frontiera Ungariei. Sper că nu mă veți face să-mi regret hotărârea. Monsieur Bonaparte. Domnule Maior! Am stricat orzul pe gâște. Ești liber. Să trăiți!